Consumul băuturilor spirtoase, starea de ebrietate, imprudența, lăsarea fără supraveghere a minorilor sunt factorii catalizatori de producerea anecurilor. În acest sens, poliția vine cu un șir de recomandări către toți. Supravegheați permanent copiii atunci când înnoată. Întotdeauna trebuie să existe un adult care să înnoate cu ei și să îi supravegheze. Fie că înnoată mare, în piscină, din curte proprie sau la iazuri. Timpul plimbării cu barca este interzis. Închirierea bărcilor de către minori, supraîncărcarea bărcii, intrarea în apă în sectorul de scaldată plajei, apropierea bărcilor una de alta.